Bun găsit! O zi a relațiilor. Avem nevoie de iubire, să o oferim, dar și să o primim, așa încât tactul trebuie să troneze, pentru că nu toate persoanele ne oferă ce așteptăm. Berbecii, discuții cu partenerul de viață. Trebuie să aibă mai multă diplomație când vin cu propuneri și nu prea au voie să cheltuiască. Singura excepție ar fi un cadou partenerului pentru a-l împăca. Taurii fac servicii celor pe care îi iubesc. Numai așa îi pot împăca. Și poate că unii dintre ei nici așa nu reușesc, dar nu trebuie să se supere, pentru că zilele următoare sunt aspecte mai bune. Pentru gemeni, au tendința de a flirta și asta supără partenerul de viață sau oamenii apropiați. Gesturile lor sunt ușor excesive și asta pentru că de multă vreme tânjesc după iubire. Pentru raci, se mai atenuează discuțiile în familie, au tendința de a fi foarte necăjiți dacă cineva nu face așa cum ei își doresc în casă sau îi deranjează în casă. Lei, în schimb, sunt puși pe drumuri. Nu toate drumurile sunt făcute cu voie și cu dragoste, dar dacă se mobilizează, atunci vor reuși să încălzească inima persoanelor pe care le vizitează. Pentru fecioare, o zi dificilă sub aspectul cheltuielilor, nu pot face cadourile pe care doresc să le ofere persoanelor iubite, în schimb, au vorbele la ele și aici pot veni cu susțineri și laude. Balanțele sunt în prima jumătate a zilei, acestei zile destul de sensibile și cu ochii pe partener, însă în a doua jumătate a zilei lucrurile se îmbunătățesc, mai ales dacă își fac un cadou, își cumpără ceva frumos. Pentru scorpioni este o zi cu atenționare pentru sănătate, e bine să fie un pic mai distanțați de persoanele din jur, chiar să se izoleze pentru a-și pune gândurile în ordine. Seara este frumoasă. Pentru săgetători este o zi care le recomandă săgetătorilor să-și analizeze un pic gesturile din ultima vreme și cuvintele pe care le-au rostit. Poate s-au lăudat prea mult sau poate au făcut niște excese care nu sunt bune pentru sănătatea lor. Capricornii, în schimb, se liniștesc spre seară, mai ales dacă au un prieten pe urmărul căruia să plângă sau cu care să discute despre problemele din ultima vreme. Important este să se descarce de tensiunile acumulate. O ieșire în oraș, de exemplu. Vărsătorii sunt puși pe treabă sau tot ceea ce fac abordează foarte serios, fie și această mică vacanță de la final de săptămână și organizează pe toți cei din familie. Pentru pești, călătorii sau simt nevoia unei ieșiri, unii reușesc să fugă din oraș, alții fug doar cu gândul și bine ar fi să se relaxeze la un concert, de exemplu, pentru că muzica este terapeutică pentru ei în acest moment. O zi minunată să aveți! Descărcați-vă de poverile sufletești! Noi ne vedem și mâine!